14, de exemplu? Legea se remarcă într-un grad destul de ridicat de impreciziune. Sunt puși la oaltă și cei care nu mai pot să plătească, cu cei care eventual nu vor să plătească sau au opțiuni diverse. Cu alte cuvinte, întrebarea dumneavoastră se referă la un subiect pe care cu greu în condițiile acestei legi și cu datele pe care le avem în prezent, cu greu cineva poate să facă o evaluare corectă asupra impactului. De aceea nici noi nu ne grăbim să facem aceste evaluări. Trebuie să vedem reacțiile băncilor, trebuie să vedem reacțiile diversilor debitori. Cum v-am spus, legea acoperă o gamă largă de potențial debitori beneficiari. Beneficiari, trebuie să spun între ghilimele ale legii, că nu știu, sau mi-e greu să spun care vor fi beneficiile acestei legi.